Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei născuți în semnul Taurului pentru iulie 2019. Înainte de a începe etalarea, vreau să vă anunț că, deși este o etalare pentru iulie, întotdeauna se poate extinde timpul și ceea ce primiți ca și mesaj acum se poate să fi început să se manifeste sau să se manifeste din lunile următoare. La nivel divin nu este timp uman, nu există calendare fixe. Dar dacă totuși vă face plăcere, vouă, în mod special, puteți să gândiți ca fiind valabilă de acum până pe 8 august această etalare. Dar, repet, nu este obligatoriu și din toate câte prezint într-o înregistrare, măcar un mesaj să simțiți că rezonează cu voi, nu este obligatoriu ca toate mesajele să rezoneze cu voi. Sunteți grupuri diferite. Primul mesaj. Pentru cei născuți cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur, pentru iulie sau pentru această perioadă, este familia. Unii dintre voi sunteți chemați să stați mai aproape de familie, să vă gândiți la cei dragi, la familia pe care veți să vă construiți în cazul în care sunteți singuri, necăsătoriți, la familia pe care o aveți în cazul în care deja ați format una. Probabil la moșteniri, probabil la ceea ce vreți să dăruiți copiilor, la felul în care vreți să vă petreceți timpul, poate mergeți în vacanță cu familia unii dintre voi undeva la munte și descoperiți că, în pofida problemelor, încă reușiți să vă bucurați de cei dragi și este mare lucru. Repet, pentru cei care nu aveți o familie, probabil că vă gândiți de ce nu aveți familie și este bine dacă vă puneți asemenea întrebări. Poate ați repetat niște șabloane familiare ale părinților și, în cazul în care până acum ați fost singuri, sunteți chemați să depășiți aceste șabloane familiale. Tocmai ca să vă regăsiți, să vă întâlniți cu perechea ideală, cu perechea pe care simțiți că ați putea fi fericiți. La capătul acestui set de cărți aveți ce aveți. Sunteți pe calea cea bună. În cazul în care ați făcut niște demersuri într-o direcție care ține de vindecarea voastră, sănătate fizică, mentală, spirituală, emoțională, sunteți pe calea cea bună. Ori v-ați întâlnit cu doctorul potrivit, ori v-ați întâlnit cu vindecătorul vostru, consilierul vostru, psihologic, emoțional, spiritual, îngerii voștri protectori, vă asigură că sunteți pe calea cea bună. Continuați să faceți acest lucru în cazul în care doriți să atrageți această familie ideală sau să vă vindecați niște chestiuni. M-am spus. Tipare familiale. Aici avem cărțile pentru voi, aici pentru partenerul vostru. Taur. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur. Iulie 2019. Oh, 6 de spade. Cine a mai avut? Mai a avut cineva? Gemenii? Sau Scorpione? 7 de bâte. Berbecul a avut în această poziție 7 de bâte. Și berbec, gemeni, poate aveți planete, da? În berbec că sunteți taur și aveți și planete în gemeni. Și 10 de bâte. 10 de spade. 2 de monede. Și cavalerul de bâte, e bine. E de bine, totuși. La capătul acestui set de cărți aveți Regina de Spade. Poate să fie un consilier juridic, poate să fie un administrator sau pur și simplu este persoană cu planete în semnul gemenilor, al balanței sau al vărsătorului, dar trecând peste zodii, reprezintă o energie care reprezintă comunicarea directă. Atât de directă încât uneori cuvintele pot să rănească. Deci fiți atenți cum comunicați, dar oricum comunicați drept, corect, sincer despre o situație care nu vă priește după cum arată cărțile. Wow, regele de spade, iar avem și regele și regina. Aici bănuiesc că sunteți voi, unii dintre voi.
Unii dintre voi poate v-ați simțit izolați într-o situație, poate ați avut niște probleme financiare, regina de monede și 5 de monede, da? Ideea este că ori ați fost într-un parteneriat cu un semn de aer, ori sunteți chemați să manifestați această energie de aer, o energie dură, tăioasă, care vă ajută să tăiați acest diavol, această toxicitate care a existat în viața voastră. Avem și un magician. Magician înseamnă de obicei semnul gemenilor sau al fecioarei, dar poate să fie și prima zodie, berbecul, poate să fie și luna ianuarie, capricornul, că tot avem și diavolul, da? Dar trecând peste zodii, probabil că unii dintre voi ați avut de-a face cu un mare manipulator, manipulatoare, da? Cineva a încercat să vă păcălească într-o privință și voi de curând ați descoperit adevărul. De multe ori, descoperind adevărul este un moment dureros, dar mai bine să ne doară adevărul decât să trăim în minciună. Da. Se explică de ce au apărut și aceste cărți. Se explică de ce ați avut și familie. Poate unii dintre voi ați avut o familie pentru că regina de monede pentru mine reprezintă soția ideală. Cu cineva care v-a păcălit în această relație. Și iar vă puneți întrebări despre ceea ce ar trebui să fie familia. Despre ceea ce ar trebui să fie familia. Posibil să fie o persoană cu planete în semne de aer. Oricum, trebuie să vă adunați curajul. Da? Curajul, 7 de băte. Și să începeți să vă detașați mental. Haideți să vedem și cărțile lor. Acum, că sunt cei de care vă despărțiți, că este altă persoană, rămâne de văzut. Partener, parteneră, Taur. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur. Iulie 2019. În probleme de dragoste, dacă aveți Venus în Taur sau Lună, această etalare poate să corespundă mai mult decât cea pentru soarele vostru sau chiar ascendentul vostru. Ce au ei? Asul de băte. Regina de băte. 8 de monede. 10 de cupe. 3 de 10 într-o singură etalare. Luna. Și finalul 9 de monede. Ați putea voi să fiți aici. Dar la capătul acestui set de cărți aveți 6 de cupe, o persoană din trecut, ori din copilărie, ori dintr-o viață anterioară, o legătură foarte profundă, emoțională, care vă aduce bucurie și unuia și celuilalt. O legătură în care vă oferiți cele mai frumoase momente și vă ascultați, iar s-ar putea să fie secretă, spun asta pentru că aveți luna, au ei luna. Și judecata, și judecata. Și iar regina de spade. Este o dorință secretă de împăcare cu cineva, ori cu dumneavoastră, ori de reechilibrare emoțională. Haideți să vedem ce mesaje primesc. În sufletul vostru, 6 de spade, un semn de aer care pleacă de lângă voi sau voi încerca să vă detașați dintr-o poveste foarte tristă. Și spun asta pentru că aveți deja două cărți care arată mare tristețe și multe responsabilități.
Vă doriți să vă detașați și mental și emoțional de o situație dificilă, asta e clar. Acesta este Mercur. Dacă aici a fost Luna, Luna e destul de tristă, dar hotărâtă să schimbe ceva, să meargă mai departe. Mercurul vostru e destul de hotărât să se lupte. Să se lupte probabil pentru a ajunge în acest punct în care viața voastră este mai calmă și mai frumoasă, da? Poate unii dintre voi vă gândiți că aveți de luptat foarte mult ca să ajungeți în această direcție, pentru că în acest moment aveți foarte multe responsabilități. Felul în care vă comportați în public, martele vostru, iar un marte pasional de foc, poate aveți planete prin berbec sau eu știu în alte planete, în alte zodii de foc. Dar nu asta e foarte important. Cum acționați? Acționați responsabil, dar sunteți foarte obosiți. Pentru cei care sunt într-o căsnicie, probabil că ați ajuns la concluzia că este timpul să renunțați la aceste responsabilități și să vă detașați. Să vă luptați pentru a vă păstra independența și a vă păstra o poziție pe care v-ați câștigat-o în timp prin experiențele pe care le-ați avut. De ce vă este frică de 10 de spade? Vă este frică să nu fiți trădați sau, în cazul în care deja ați fost trădați unii dintre voi, că vă este teamă că nu veți putea depăși această durere. Pentru că sunteți prinși în aceste lupte și aceste responsabilități. Și evident că această energie are nevoie de cupe, are nevoie de pauză, are nevoie de vacanță, are nevoie de vindecare. Din acest motiv apare în poziția fricilor. Vă este teamă că nu veți putea renaște, că nu veți descoperi sau nu vă veți putea bucura de acel soare în viața voastră. Ce vă doriți? Doi de monede. Vă doriți să vă echilibrați financiar. Probabil că munciți foarte mult la locul de muncă. Aici este Marte, este și casa publică, da? Casa 10 poate să fie. Munciți foarte mult la locul de muncă. Poate aveți și multe greutăți de ridicat, fiți atenți, fizic, și din acest motiv trebuie să învățați să vă echilibrați. Poate faceți echilibristică într-un fel sau altul cu prea multe responsabilități. Și vă doriți, repet, să vă transformați eventual și viața financiară, dar și emoțională. Să fiți în echilibru. Ce reușiți înspre iulie, finalul iulie, să zicem, să... Și este bine, este bine să vă redescoperiți o nouă pasiune. Ori pe cineva, o să încerc să clarific, ori pe cineva, oricineva intră în viața voastră cu multă energie, multă pasiune, da? Și vă faci într-un fel sau altul să îndrăzniți să renunțați la aceste băte, măcar la una dintre ele, da? Și să vă puteți bucura de viață într-un alt fel, într-o altă... sau cu entuziasm. Pentru că în acest moment sunteți foarte ocupați cu munca, cu responsabilitățile, cu lupta, cu... dușmanii voștri, cu oamenii care vă invidiază? Oricum, mental, sufletește, vă doriți să lăsați în urmă această perioadă și să vă duceți către
locuri mai frumoase. Și se leagă oarecum, amândouă sunt cărți care reprezintă mișcarea. Însă aceasta este mai sumbră, aceasta este foarte optimistă. Poate să fie un semn de foc la care vă și gândiți, care vă inspiră eventual, eventual, da? Poate vă inspiră cum să gestionați aceste responsabilități. Poate sunt și ei aici la locul de muncă și într-un fel sau altul comunicați despre organizarea responsabilităților sau pur și simplu gestionarea energiei, în așa fel încât să nu rămâneți epuizați, ci să fiți în echilibru. Oricum am zis, acest cavaler de bâte vine cu o energie foarte frumoasă, ori sunteți voi, ori este altcineva, rămâne de văzut, pentru că la fiecare această etalare se va plia altfel. Este o energie aventuroasă și posibil unii dintre voi vă veți regăsi pasiunea pentru viață. Dacă n-am zis-o, probabil că repet. În acest moment sunteți foarte prinși în treburi și responsabilități. Dar până spre sfârșitul lunii iulie, ori vine cineva care vă inspiră și în preajma acestei persoane vă regăsiți această pasiune, ori într-un fel sau altul ceva se întâmplă, reușiți să vă echilibrați și în primul rând să vă detașați mental, să găsiți soluțiile, pentru că spadele sunt soluții, sunt gânduri, da? Cum să vă vindecați, cum să vă împrospătați energiile, pentru că am văzut și vindecare, da, mai devreme. Da, am văzut și vindecare, da? Yoga, iar probabil că trebuie să vă echilibrați energiile ca să învățați să atrageți abundența, nu să rămâneți doar așa într-un stadiu de echilibru riscant. Să mergeți de la doi de monede la nouă, cum arată partenerul, partenera voastră, care posibil vă inspiră. Aici apare o persoană. Probabil simt că este acest cavaler de bâte, bărbat sau femeie. Asta pentru că în suflet și minte au multă pasiune. Și muncesc și ei la fel de mult ca voi, dar altfel, își gestionează altfel energiile. Și dacă stau să mă uit cum se așează cărțile una sub cealaltă, da, sub cavalerul de bâte avem 9 de monede. O persoană independentă, abundentă, infinită bandă, da? L-am văzut mai devreme. A, abundența, aceasta am văzut-o și aici, da? Probabil aici veți avea de învățat ceva de la această persoană. Cum să manifestați abundența, nu să munciți în continuu. Ca taurii, ca așa muncesc semnele de pământ, în general muncesc mult, nu doar semnele de pământ, toți care vor să facă treabă, dar există un secret în a avea parte de abundență și sunt multe înregistrări, link-uri pe YouTube în această direcție. Probabil sunt câteva și în română, poate mai multe în engleză, rămâne de văzut fiecare cum poate să se informeze. Una este să muncești pentru bani, pentru confort, pentru stabilitate și una este să creezi abundență. Pentru că 9 de monede reprezintă împărăteasa în variantă 3D. O persoană care are în principiu de toate și e mulțumită cu ce are. Acum fiecare, unii sunt mulțumiți cu mai puțin, cu mai mult. Dar în principiu e mulțumită. Și din acest motiv spun că aici simt că apare această persoană care vă intră în viață sau poate care va intra și cu care urmează să vă întâlniți într-o formulă sau la un moment dat, da? Că doar e interesant. Voi cu sufletul parcă vreți să călătoriți, da? Vedeți cum se întrepătrund energiile. Și ei vin în întâmpinarea voastră și voi vă duceți mai întâi cu sufletul, cu emoțiile, apoi cu gândul și apoi începeți să vă și gândiți cum aș putea să-mi organizez timpul, să mai reduc un pic din responsabilități ca să mă lupt pentru această călătorie către acest bine pe care unii dintre voi începe să-l simțiți sau poate ați început. Sper că mă înțelegeți.
Ce au ei în suflet? Multă pasiune. Ar dori să înceapă un proiect cu voi. Probabil că văd că munciți, că sunteți luptători, că sunteți tenaci și se gândesc eventual să sau vă văd pregătiți pentru un proiect, pentru o etapă, pentru o relație pasională. Pentru că, da, cavalerul de bâte vrea și altfel de pasiune, da? La ce se gândesc? La regina de bâte. Se gândesc că sunteți foarte frumoși, regina de bâte este frumoasă, este pasională și după cum aveți și voi două cărți care reprezintă asumarea și pasiunea în ceea ce faceți. Probabil vă întâlniți mai mult la locul de muncă sau vă observați felul în care munciți și unul și celălalt și vă admirați. Pe de altă parte, cred că și ei și-ar dori să vă propună un proiect la care să munciți împreună. Eventual ei să conducă oarecum, pentru că regina de bâte ar vrea să conducă dezvoltarea acestui proiect împreună. Cum acționează? Muncesc și ei la fel de mult ca voi. Sau, pe de altă parte, vă văd la locul de muncă, aici puteți să fiți voi și voi să-i vedeți pe ei foarte implicați, dar simt că vă observați unul pe celălalt cum munciți și vă admirați, am spus și mai devreme. Poate că pregătesc și ei un proiect pentru august. Și sunt foarte concentrați pe acest proiect. Sufletește și mental. Sunt foarte concentrați. Investesc și emoție și gânduri și forță fizică Marte, da, pentru acest proiect care probabil se va lansa în august. Posibil din acest motiv și voi îi vedeți foarte responsabili și asumați și concentrați pe ce au de făcut. Deci le este frică. Le este frică de 10 de cupe, le este frică de iluzii, le este frică. Ah, le este frică de că prea multe emoții i-ar putea distrage de la ceea ce și-au propus să facă. O să clarific imediat cărțile. Ce își doresc? Își doresc luna. Cred că dorințele lor sunt ținute în acest moment secret. Pot să apară foarte pasional cu acest cavaler de bâte, dar s-ar putea să fie mult mai stabil și mai echilibrat decât apar. Am spus mai devreme, au finalul 9 de monede. Probabil că își doresc foarte mult să-și urmeze intuiția. Visurile cele mai ascunse și din acest motiv pun suflet, minte, trup, energie, tot pentru împlinirea unui proiect față de care au mare drag și mare pasiune. Și am spus, le este frică cumva să nu se piardă în iluzii. Finalul lunii
Este 9 de monede, da? La sfârșitul lunii iulie se pregătesc pentru august și septembrie. Interesant, august-septembrie. Deja încep să culeagă roadele muncii lor. Cum am spus și mai devreme, s-ar putea această persoană să vă inspire într-un fel sau altul, să ieșiți din aceste culori sumbre în care acest peisaj mai... care lipsește pasiunea și culoarea, peisajul în care voi vă desfășurați. Posibil unii dintre voi vă doriți să încheiați o căsnicie care nu v-a adus prea multă bucurie și vă gândiți cum să luptați, cum să vă păstrați sau cum să vă recâștigați independența. Pentru că 7 de bâte luptă pentru a menține 6 de bâte și 6 de bâte înseamnă victorie. Vă doriți victoria și știți că aveți foarte mult de luptat pentru această victorie. Eventual, vă doriți victoria cu această persoană care are mult foc. Nu e obligatoriu să fie zodie de foc, să se comporte cu multă pasiune, da? Cum am spus, vine în viața voastră. Poate vă și poate deja este, dacă tot vă gândiți. Dar posibil să vă întâlniți spre sfârșitul lui iulie sau până la sfârșitul lui iulie sau poate chiar și în august, da, este finalul, să vă întâlniți cu această persoană. Este foarte idealistă. Este foarte idealistă. Probabil de-aia apare și 10 de cupe în poziția fricilor. Încearcă să se împământenească prin muncă. Prin muncă. Pentru că știe că în suflet și în minte au multă pasiune, posibil pentru voi, în general, pentru ceea ce își propun să facă în viață. Sunt niște oameni foarte hotărâți, dar ceea ce își doresc, țin secret. Țin secret. Eu cred că vor să și exploreze niște aspecte mult mai profunde ale părților feminine. S-ar putea să fie aici o persoană de gen feminin. Nu știu de ce, așa simt acum. Cum rămâne de văzut cu cine va rezona această etalare. Știu că sună ciudat, dar eu așa simt, așa citesc. Aș vrea să clarific 6 de spade. Te rog frumos, clarificăm 6. Ah. Ia uite, 5 de monede. Aici ar trebui să fiți voi, că e semn de pământ. Cineva v-a lăsat, da, vă este teamă și de trădări. Cineva v-a lăsat de izbeliște sau ați avut niște probleme financiare și încercați să călătoriți cu emoțiile mai departe, adică să lăsați în urmă, da? Ca acest capitol, această stare, pentru că știți, dacă nu știți, vă spun eu, dacă stați în această energie de lipsuri, veți atrage lipsuri și probleme. Și în acest motiv, acest cavaler trebuie să vină în viața voastră să vă învețe cum să vă concentrați pe abundență, pe partea bună, pe aventură, pe pasiune, ca să atrageți sporul și succesul. Posibil unii dintre voi ați avut niște probleme și de sănătate. Tocmai pentru că munciți foarte mult. Poate pentru foarte puțin au fost și o operație. Și acum trebuie să încercați, nu știu de ce, eu știu, să încercați să vă echilibrați și sănătatea și eventual unii trebuie să începeți să mergeți în cazul în care poate ați cărat foarte multe greutăți și aveți probleme cu coloana. Eu știu pentru cine poate fi acest mesaj, nu știu. Clarificăm, te rog frumos, 5 de monede. 5 de monede. Prea multe. Da. Au sărit mai multe, dar cred că, da, vreau să spun ceva. E partea voastră, e o poveste care o țineți în suflet. Există cineva, posibil semn de apă sau semnul leului, dar nu e obligatoriu sau săgetătorului.
Dar nu e obligatoriu. Treceți peste aceste mici detalii. E o persoană din copilărie, da? Sau dintr-o altă viață, cum am spus de multe ori, acești șase de cupe, pe care ați întâlnit-o într-un fel sau altul, sau comunicați probabil. Și legătura e extrem de profundă și va aduce multă bucurie și comunicarea cu această persoană vă trezește, cum am zis, vă inspiră la pasiune, da? Cavalerul de bâte, vă treziți copilul interior, simțiți chiar și o pasiune și o atracție fizică, da? Roșul ăsta e clar că ține de sexualitate, că nu degeaba le-a apărut și asul de bâte. Probabil că în preajma lor simțiți foarte mult. Deci toate aceste cărți sunt pentru partea, da, de inimă, de suflet, de emoție, de sentimente. Dar dintr-un motiv sau altul, probabil din niște lipsuri financiare, nu v-ați putut, sau din cauza acestui mariaj foarte obositor sau a problemelor de sănătate, nu v-ați putut bucura de această relație, de această situație, de acest personaj, da? Și o perioadă ați fost triști și unul și celălalt și v-a fost teamă să nu pierdeți ocazia. Ei, și-a apărut patru de cupe invers, care patru de cupe invers înseamnă că vreți să ieșiți din starea de tristețe, din starea de lipsă, de răceală, de lipsă de comunicare, eventual. Și cum ieșiți? Detașându-vă mental de această situație și ce a mai apărut, judecata, gândindu-vă că vreți să reconstruiți sau să reînviați această relație, prietenie, situație, ce ar putea să fie. Și pentru asta sunteți conștienți că aveți de luptat foarte mult. Mie mi se pare, într-un fel, că se leagă. Avem semne de foc și aici, da? Avem și soarele. O persoană care vă transmite multă pasiune, optimism. Wow, da! Avem aici turnul. O separare a fost între voi și încercați. Poate și cu aceste 10 de bâte și de spade, încercați să rupeți cu trecutul din cauza că nu a mers această situație și să reconstruiți sau să vă concentrați pe abundența voastră împărăteasă, este semnul taurului sau al balanței, dar nu e obligatoriu. Împărăteasă înseamnă abundență, înseamnă mamă, înseamnă iubita perfectă și în spate aveți regina de cupe. O persoană care vă hrănește emoțional, cum am zis mai devreme, posibil unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de apă. Și dacă nu e semn de apă, cred că oricum vreți să creșteți financiar și să vă vindecați emoțional în cazul în care nu este o persoană. Dar a fost o separare pe care încercați să o rezolvați într-o formă sau alta. Probabil că vă veți întâlni. Clarificăm. Am încercat să clarific 10 de bâte și ce am primit. Un set de cărți care, eu știu pentru cine este mesajul. Vor să spună ceva. Aveți împăratul. Interesant că am văzut și împărăteasa. Partea feminină, da? Cuplul de forță. Posibil aici s-ar putea să fie povestea unui bărbat, da? Și cărțile de jos să reprezinte povestea unei femei. Ideea este că toate clarifică 10 de bâte. 10 de bâte, am zis, este o persoană asumată care depune mult efort într-o căsnicie sau într-un contract, da? La locul de muncă, eventual, obositor. Ideea este că, interesant, apare tot în poziția publică. Probabil că ați întâlnit această femeie într-un loc public sau pe internet, dar, în fine, este o persoană publică. E exact aceeași regină de bâte care apare și aici.
Această regină de bâte, această femeie foarte pasională și creativă, pentru că regina de bâte e creativă, poate cu planete în leu sau cu o atitudine, a apărut și mai devreme leu, mai leonină, mai regală, mai pretențioasă, este exact ceea ce v-ați dorit dintotdeauna, este steaua, este ceea ce ați visat să fie o femeie pentru voi. Interesant este că aveți și asul de cupe. Da, vă oferă, vine acest personaj în viața voastră să vă ofere ce? O nouă.